dragii noștri, 5 ianuarie 2020, pentru cineva este o sărbătoare mult mai deosebită decât o zi obișnuită. Suntem în satul Toxobeni, venind spre Rusalina, care face o frumoasă vârstă de 13 anișori și cineva drag inimii ei ne trimite aici să spunem la mulți ani, să o bucurăm în această zi frumoasă și specială de sărbătoare a întregii familii. Cu mare drag vă invităm la tot. Surpriză la tine acasă suntem și azi destinația noastră a fost satul Toxobeni. Venim cu mare drag și deosebită plăcere aici și am găsit aici o omageată frumoasă tinerică care face o frumoasă vârstă de 13 ani și asta ești tu, Rusalina. Mulțumesc! Vrem să te felicităm cu această sărbătoare frumoasă, motiv pentru care ai adunat aici atâta lume frumoasă, prieteni dragi, frați, și noi vrem să te întrebăm pe tine, cum crezi, cine ne trimite aici? Nu știu. Indicii, nu știu, ai ceva acolo în sufletel care îți dă de înțeles? Probabil mama. Așa, și nu probabil, dar chiar sigur mama. De într-adevăr, mămica ta, cu mare drag și mare dor, astăzi ne trimite aici să-ți spună la mulți ani. O zi frumoasă și importantă este și în inima ei, acolo chiar departe de unde se află. Și dar fiind faptul că nu a putut ea astăzi să fie aici alături de tine, ne trimite pe noi, cu voie bună, cu drag, cu zâmbet. Să-ți aducem și ție soare în suflet, zâmbet pe față și șterge lacrimile ca zi de sărbătoare și toți prietenii au invitat să te susțină. Așa, uite, avem aici o tortă frumoasă pentru tine. Avem aici baloane cu inscripția cifrei 13, vârsta care o împlinești tu astăzi. Dar până ați mâna această tortă frumoasă, vreau să menționez că mamica ne-a dat așa o informație că are acasă și doi băieți. Doi băieți pe care ea iubește foarte mult, este vorba despre Laurențiu și Dragoș. Așa, care au fost omagiați ceva mai devreme, lăsă mămica astăzi, dat fiind faptul că ne trimite aici acasă la ea, la cei mai dragi, la cei mai scumpi, a ținut cu tot din adinsul să-i felicite și pe ei, să le spună și lor la mulți ani cu sărbătoarea care a trecut. Deci aici pe tortă am încercat noi să menționăm și numele voastre, sper din suflet să vă placă și desigur nu doar să vă placă la înfățișare, să vă placă și la gust. Căci ești pregătit cu mare drag pentru voi. La mulți ani ție și la mulți ani vouă. Mulțumesc, da, mulțumesc frumos și aceste baloane la fel sunt pentru tine. Știind mămica ta aici, oaspeți dragi azi, ne-a trimis și cu acest coș frumos, plin cu de toate. Sperăm noi să-i găsești tu azi rostul aici, între oaspeții tăi frumoși. Uite așa, până aici. Știi mămica ta din suflet, vreau să-ți spun astăzi la mulți ani. Ești fetița mamei. Toată viața a considerat și cum toată viața vei rămâne. Și îți dorește întâi de toate multă sănătate. Succese și realizări frumoase să nu te părăsească. Desigur, și pe tot parcursul vieții, să fii înconjurată doar de oameni dragi, doar de clipe frumoase, doar de reușite și, desigur, vise, vise și iar vise realizate. Să-ți păstrezi întotdeauna mămica acolo în sufletel, să nu uiți niciodată cât de mult te iubește, cât de mult vrea să fie alături de voi și cât de mult ține în sufletul ei loc pentru trei omuleți dragi. Tu, Laurențiu și Dragoș. La mulți ani din suflet și, desigur, dacă ai și tu un mesaj aici pentru mămica, mulțumesc, că vreau să spun mama că mulțumesc și că o iubesc foarte mult. Cel mai de preț ce puteai să spui astăzi, că o iubești și desigur să cunoască mămica că este acasă așteptată, că este o ușă care întotdeauna stă deschisă pentru ea și cei mai dragi oameni o așteaptă cu mare drag, cu brațele întinse. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și până ceva nu am văzut. O iubesc și o aștept cu mare răbdare acasă. Părinciu, hai spune mămică. O iubesc, să o aștept să revin acasă și mult, multă sănătate. Așa, bravo, salută pe mamă. Așa, bravo. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Să înțeleg, sunteți bunica. Bunica, da. Așa, și noastră răbdare. Doamna vă mulțumește din suflet pentru faptul că sunteți alături de puișorii ei, pentru că îi creșteți ca pe proprii copii, că îi susțineți, că îi încurajați, că sunteți și mamă și tată la momentul de față, că întotdeauna ați știut să-i educați frumos și, desigur, să așteptați pe fiica dumneavoastră acasă. Tot îi ceresc cu mult sănătate, plăcere, răbdare prin străinătate. Mamele tot timpul pleacă în sănătate pentru copii și doresc și de mult sănătate, pace, răbdare și sunt doar că sănătoasă la copilașii ei. La mulți ani! La mulți ani și o zi frumoasă, cu oameni dragi să aveți! Mulțumim! 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 Mulț
să-l surprinzi, nepoții mei. Mare dragă, mă rog.